Kiduș, bună, mulțumesc să mă iei și bine am arăt la un episod din seria noastră de Brawl Stars. În episodul de azi vine Brawl Talk, mai este încă 1 minut și 7 secunde până va începe Brawl Talk. Dacă nu știi ce este Brawl Talk, Brawl Talk este clipul acela lunar care vine de la Brawl Stars, în care vedem și noi ce se mai întâmplă, cum ar veni, gen ce bro, noi vin și toate chestiile genul acesta. Dacă mă întreba ce e cu buzele mele, m-am dat cu cremă de gălbenele că mi s-a uscat rău de tot. Dar înainte ca episodul nostru să înceapă, dacă mai vreți episoade de genul acesta de la Brawl Talk-uri și toate chestiile genul acesta, vreau mare hype pentru update-ul ăsta. Hai să facem episodul ăsta, multe like-uri, să vedem acolo că vă place update-ul și că vreți să rupem Brawl Stars până vine update-ul. Nu uitați de altfel să vă abonați la canal, să vă apăsați pe clopoțel, toți cei care sunteți noi, băi fraților, pentru că mă încurajează. Nici n-aveți idee cât de mult mă încurajează treaba aceasta. Mai avem 30 de secunde până începe Brawl Talk-ul și sunt foarte curios ce se întâmplă. Este numărătoarea inversă chiar pe eu nu știu aceea, voi nu vedeți ce se întâmplă. Mai sunt 20 de secunde, 19, 18, n-ar o să mai număr. Bă, dar sunt curios rău de tot. După cum puteți vedea aici, vin doi brawler noi, după cum poate să apară aici. Deci sunt foarte, foarte curios ce se întâmplă. PV, EVP, Game Mode și încă altele. Hai să vedem, da? Let's go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go, tata, ia. Hello, I'm Paula. Opa. Bună, sunt Paula, bine ați venit la Brawl Talk. Mamă, ia uscă, ce cap de tot ăsta o să fie rapid și rupere. I don't think this is a good idea. Că ești pregătit, nu cred că e o idee bună. Bă! Last one there. Ia uite-mă pe nebună! Nu pot să cred. Nu pot să cred că lansează pe Dani. Dani! Baftă, Daniele! Băi, Dani! A, nu l-am mai lansat. N-a mers până la urmă. Ok, ok, asta e Max oare? Cred că e Max. Deci e Max asta. Ok. Asta e ceva scris cu Brawl Now. E nebun? Bă, vede asta, cred că e Brawl Now. Ești nebun? LOL? Avem nou Brawler super erou, cred. Nu vreau să fiu zic prostii, dar așa cred. Bă. Ok. Ce ai aici? Santi Show. Ok. Holy moly. Ia vezi, de data asta o să fie stunt show, adică știi tot felul de cascadori și chestii de genul acesta, asta o să fie tematica. Și o nouă familie. Janet, vedeți, ăsta e nou brawler, primul. Ok, ăsta va fi cromatic și va fi în Brawl Pass. Auzi că Chica este o acrobată și este și un cântăreț, o cântăreață. Și este și un star. Auzi, ea dă cu niște note de alea, cântă gen. Aia ta cu ei. The more you hold the aim button, the narrower and longer. Cu cât ții mai mult atacul, cu atâta se face mai lungă, dar mai strâmtă același timp atacul ei, vedeți? Range-ul. Vezi că el pornește lager. Her super activates her jetpack that enables her. Mamă, ia vezi că zboară! Bă, poate să zboare! Nu pot să cred. Valkyrie Janet, ia vezi, skin. Biker Carl? Bă, ăsta va fi gen la nivelul 1 și Valkyrie o să fie la ultimul nivel de la Brawl Pass. Small sister, but we'll talk about that later. Janet mai are și o soră mai mică, dar o să vorbim despre asta mai încolo. Bun, deci mai vine un brawler. To complete the stunt show, we are getting Monster Truck. Deci se mai bagă skill-ul ăsta, Monster Truck Mag, tare. Pyro Spike, tare. Crash Test Daryl, tare. We are also getting Daruma Mr. P. Daruma Mr. P. And Tempest Tara for the end of Tempest the Lantern Brawl event. Okay. And lastly, Star Force Wars enemy. Wait. We shouldn't reveal them just yet. We'll talk. What? A vrut să zic că cea de Star Force enemy, dar încă nu vrea să le arate mai încolo. About that later. Ok, deci o să vreau să scrieți despre încă ceva mai încolo. Game mode landed from space. Ok, yep. Încă un nou game mode. That's right. Bot Drop is coming this season and Bot Drop se numește. 3 versus 3 battle plus bots. So the goal. Deci e 3 versus 3 plus boți. Who is to collect more boats than the enemy team in 2 minutes or less. Cine colectează mai mult boți în 2 minute câștigă. Whoever is the first team to collect 8 boats okay. Wins the match. But to collect și cine câștigă 8 boți câștigă. You first need to eliminate the bot who carries them. Și prima oară trebuie să elimini botul care îi
apără gen. They fall from the sky during the match and will attack whoever attacks them last. Okay. It's up to you if you wanna pull them to your base or attack the enemy team while they're in the box. Interesant. And for now, bot drop will be available only during this season. Doar pentru sezonul ăsta va fi valabil, și dacă vede că e susțin la el, fac mai mult gen. Can you talk about Bonnie already? Not yet. Wait, Bonnie? Just spoil her name? I-a zis numele lui Bonnie. We have a new cosmetic coming to the game. Au încă un cosmetic. Ce? Now you can equip spray. Auzi că ceva un nou cosmetic venit în joc. Deci asta nu știu ce vrea să însemne, băieți. LOL, spray-uri. Mamă, poți să spre... Și o să... Mamă, le poți sprea pe jos. Bă, și o să ne dea astea 3 moca. Ok, interesant. La Trophy Road... Ok, deci va fi și pe shop și la Brawl Pass și la tot. Questurile se schimbă. From new quests, we are also getting different quest rewards. Pins. Bagă tot felul de questuri diferite, gen poți să primești în afară de bani, puncte și așa, poți să primești și pinuri. Gold and other stuff that are not tokens. Ok. Deci în afară de tokene poți să primești puncte, pinuri și tot felul. The quest you receive, you have now the ability to reroll them. LOL, poate să reroll one quest per week. Ah, poți să schimbi. Three quests per week if you have an active broadcast. LOL, cât de tare. Fallen. It's time. E timpul. Ia uzi că ce că e timpul. Bonnie is Janet's little sister and Bonnie, LOL. Part of Zeus Trio. All bă. Of them Star Park stunt show. Vezi că și Bonnie e tare. E sora lui Janet. The excited girl who's famous in the park for her most daring trick, being shot from a cannon. Which leads me to her abilities. Deci vedeți, trage cu tunul. She has two different forms that can be activated by pressing the super. Kind of like Meg. But the difference is that she can only go to her default form if she uses her super again. So, deci poate să schimbe forma dacă apeși pe super, dar ea se întoarce la forma ei normală doar dacă apeși pe super din nou. In her cannon form, she moves slowly and can attack from far. Deci când e în tun, se mișcă încet și poate trage de departe. So she can unload her ammo too fast. Okay. And with her super, she shoots herself from her cannon. Și cu superul își se aruncă gen, vedeți, sare din tun. A, și e mai rapidă gen, asta e forma ei a doua gen, e afară din tun. She moves super fast and deals lots of damage at close range. Se mișcă mai repede, dar dă damage de aproape. Uses her super again, she takes some time to transform into cannon. Și când își dă superul, se transformă iară. She regains part of her health. Am înțeles, tare, interesant. Bonnie will be available later in the season. Bonnie va fi valabilă mai încolo în sezon. Am înțeles. And now, finally, we can present the enemies of the Star Force, the worst bunch. They are Overlord Byron. Ok, și mai bag niște skin-uri. Overlord Byron, ăștia sunt adversari. Galaxy Storm Lola. Empress Bonnie. Și Empress Bonnie. They will be available in the shop during their own event, which will include a challenge, a unique thing, and ok, va fi ceva eveniment. Profile picture, poză de profil. Most of no? You already read about this, but Power League is getting some improvements. Și Power League-ul se schimbă, ok. They will be able to ban one brawler in the banning phase. Ok, fiecare brawler va putea bana. But your teammates can only ban different brawlers. Ok. This means that the minimum number of banned brawlers is 3 and the maximum is 6. Deci o să poți bana minim 3, maxim 6. We want to give every player a chance to drop their input before the match starts, but also protect players in case there are strong brawlers in specific maps or modes. Hai să vedem. And we are working on brawler suggestions. Hopefully it will make it into the next update. Yo, the Sabaje Brawl suggestions, okay. Resistance gear got a rework. Au schimbat gear-ul de Resistance. A new Brawl Ball map tile, bumpers. Ok, au făcut o nouă mapă de Brawl Ball bumpers. Bă, ești de bun? The new player journey with 2 weeks of daily rewards. Ia vezi, au băgat player journey cu... Mamă! New profile pictures in the shop and... Poze noi de profil. Ok. Esports pin. Don't forget to go pin nou cu esports. Event.brawlstars.com to watch, predict and get this one and the other. Tare. And new second gadgets are coming. O să vină gadgeturi cum ar veni 2 gadgeturi pentru alți brawler. And some of them are based on suggestions from the gen, știți că un brawler are cam fiecare brawler are câte un gadget, o să vină 2 gadgete pentru fiecare, gen o să aibă mai mult brawler 2 gadgete. So, thank you. Ok. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ok, aici am încheiat. Da, mă, ce să vă zic? Cam asta e interesant, bro. L-aștept cu cea mai mare plăcere. Eu am fost Matey. Neapărat like acolo dacă v-a plăcut.